Muda, tani, interesante. Se ha programa stesso, questa Io non sono concerto, Nu, eu nu la concepe. De la bibliotecă dezgolite în fața ecranului, aceste fete riscă să ajungă la poliție. Asta după ce Centrul pentru Trafic de Ființe Umane a anunțat că s-a autosesizat și a inițiat o anchetă. Independent de circunstanțele care sunt stabilite, dacă cineva conduce cu activitatea acestor fete, dacă cineva recrutează aceste fete, profită de careva folosuri de pe urmă practicării prostituției, atunci poate fi vorba și despre un eventual profanitism. Anchetatorii urmează să stabilească dacă ceea ce au făcut fetele în bibliotecă este pornografie sau erotică. Din filmulețele apărute pe un site pentru adulți, se vede că tinerele s-au dezgolit în mai multe biblioteci. Ele își dădeau hainele jos, atente să nu fie cumva văzute de cineva, după care se atingeau în locurile intime. Între ele, fetele vorbesc în limba română. Alo, ce faci? Da, eu ce fac, eu sunt la lucru acum și vrei să pui privet la toți. Însă pe video chat comunică în engleză. Ok, you here. Într-un filmuleț apare și directoarea unui liceu din capitală. Ce faceți? Da, vorbesc. Vorbesc, scriu, facem de toate. Așa, așa. Nu, asta eu cu prietenii mi vorbesc. A, te mă vorbesc. Nu iubesc de scriu. Nu, eu cărțile astea nu am luat. Deocamdată nu se știe dacă acțiunea se desfășoară în biblioteca liceului. Centrul pentru combaterea traficului de ființe umane nu divulgă dacă fetele au fost identificate. Cert este însă, dacă vor fi găsite, ele riscă o amendă de până la 2000 de lei și Primăria Capitalei, în subordinea căreia se află bibliotecile, a inițiat o anchetă, iar Dorin Chirtoacă s-a amuzat pe seama filmulețelor. Se culturalizează fetele. După cum se vede, în asemenea mod, cineva a găsit de cuvință să-și îmbogățească cunoștințele, respectiv, cel puțin aflându-se într-un mediu de cărți, reviste, poate ceva știință de carte pe această cale reușește să ajungă în creierul unora. Este și aceasta o metodă. Primăria a anunțat că verifică toate bibliotecele din capitală pentru a investiga dacă nu cumva fetele nu erau în complicitate cu angajatele de la bibliotecă.